Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la buletinul de știri. În satul Țărigrad, raionul Drochi, a fost reparată capital o porțiune de drum în cadrul proiectului Drumuri Bune pentru Moldova. A fost de asemenea reparată și bucătăria din cadrul gimnaziului din localitate. Detalii la acest subiect aflați în cele ce urmează. Din cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova sunt reparate mai multe drumuri din localitățile rurale din întreaga țară. De acest proiect național a beneficiat și satul Țărigrad, raionul Drochia. Aici a fost reparată capital o porțiune de drum. Asfaltată a fost și curtea gimnaziului chiar până la pragul instituției. Suntem toți foarte, foarte fericiți pentru că până acum era destul de greu de venit la școală, vin copiii aici la școală cu rolele. Reparând drumul este un pas foarte important pentru școala noastră și atât pentru elevi cât și pentru profesori. Conform programului este renovat drumul care este cel mai practicat. Cum a fost, cred că cu toții o știu, a fost un drum plin de pietruș cu găuri, dar acum vreau să zic că chiar este îmbucurător faptul că este cel mai animat drum din tot satul. Seara primește o plăcere când vezi copii care sunt cu rotile, care sunt cu bicicleta, care pur și simplu s-au transformat într-un adevărat centru al satului, drumul ăsta. Și e foarte bine că este chiar până în pragul școlii. În localitatea Țărigrad a fost reparat nu doar drumul, dar și bucătăria din cadrul instituției de învățământ. Au fost condițiile ca cu 50 de ani în urmă, când s-au clădit școala. Era un dezastru. Acum suntem mândri de așa o reparație. Mulțumim! Avem utilaje noi, avem toate condițiile pentru a lucra cu bună inimă, cu bune dispoziții. Zis și făcut, bucătăria din cadrul instituției a fost într-o stare deplorabilă, dar acum s-au schimbat lucrurile. Președintele raionului își reamintește cum a fost. Doamna directoare a venit cu un demers la Consiliul Raional Drochia de a ajuta și a susține financiar pentru a repara această cantină care, după cum vedeți, cât de cât este prin standardele europene. Am contat 100.000 de lei pentru reparația cantinei în satul Țărigrad. Dar mai necesită reparație, încetșorul, cu încetșorul îmi face toate lucrurile, se vor face și se vor îndeplini toate visele profesorilor de a avea condiții pentru a educa copiii și a-i hrăni cu mâncarea sănătoasă și a conduce un mod de viață sănătos. De drumul reparat se bucură toți setenii, mai ales sunt mulțumiți cei care trăiesc în preajmă. Era un drum foarte, foarte rău, foarte cu glot. Copiii plecau la școală, medii, încărcați de glot, dar suntem mulțumiți, țărigrădenii, noi suntem mulțumiți. E foarte un lucru binevenit, ar fi de dorit ca pe viitor toate drumurile să fie reparate în acest mod și sigur e un beneficiu și în folos tuturor oamenilor. Pentru copii, de asemenea, este un lucru foarte, foarte bun. A devenit deja o tradiție ca calitatea drumului reparat să fie verificată de deputatul în Parlamentul Republicii Moldova. Drumuri bune pentru Moldova au ajuns și în satul Țărigrad, raionul Drochia. Aici, de fapt, suntem pe porțiune de drum care a fost recent renovat. Vreau să mai menționez că deja pentru raionul Drochia a fost valorificat 96% din suma totală alocată pentru programul Drumuri bune pentru Moldova. Vreau să-i salut pe toți cetățenii din această minunată localitate, fiindcă, de fapt, acest drum este construit pe lângă biserica din satul Țărigrad, care duce spre gimnaziul Țărigrad. Este un drum binevenit pentru toți copilașii care merg la școală și fac studii aici. Drumul din satul Țărigrad a fost reparat capital din cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova. Până în pragul școlii, porțiunea de drum a fost asfaltată la inițiativa deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, și președintelui raionului Drochia, Ion Dascăl. De drumuri reparate beneficiază toate localitățile din țară, indiferent de preferințele politice ale primarilor sau locuitorilor acestora. Reamintim că programul Drumuri Bune pentru Moldova prevede reabilitarea a circa 1200 km de drumuri din 1200 de localități. Suma investițiilor este de circa 1,6 miliarde de lei, bani alocați din fondul rutier și din bugetul de stat. Victoria Conea, Anton Ciornei, TV Drochia.
Salvatorii au încheiat lucrările de intervenție. Acțiunile neîntrerupte ale angajaților IGSU au durat 5 zile și au fost finalizate în seara zilei de 10 octombrie. Pe parcursul a mai multor zile, angajații IGSU au întreprins lucrări riscante de deblocare a plitelor de beton de la etajele 14, 15, 16 și 17. Mai mult, salvatorii au recuperat pentru localnici o parte din bunurile pierdute sub ruine și au asigurat pătrunderea acestora la etajele mai puțin afectate. Pe parcursul zilei de ieri, la Spitalul Feroviar Central din municipiul Chișinău, au fost cazate încă 7 persoane. Astfel, în total rămân a fi cazate 29 persoane, care anterior au fost evacuate din blocul de pe Bulevardul Moscovei 11/5. Totodată, la Institutul de Medicină Urgentă mai rămân a fi internate 2 persoane traumatizate, iar angajații IGSU continuă tratamentul în Spitalul Militar Republican al Maiei. Circumstanțele și cauza producerii deflagrații urmează a fi stabilite de organele de drept. Statul trebuie să-și întoarcă funcția de control pentru identificarea locuințelor unde se folosesc butelii de gaz. Totodată, trebuie înăsprită și legislația privind utilizarea acestora. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii Glavni Vapros de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN. Consilierul municipal din partea PSRM, Alexandru Odințov, susține că anterior instituțiile statului aveau împuterniciri mai largi în ceea ce privește controlul utilizării buteliilor de gaz în locuințe. Actualmente, de exemplu, angajații structurilor responsabile pot să verifice doar o dată pe an agenții economici pentru a verifica dacă aceștia folosesc butelii de gaz, ceea ce, în opinia consilierului, este prea puțin. Șeful Centrului de Arhitectură și Design, Valeriu Rupașcu, susține că pentru asemenea situații de urgență, cum a fost cel de pe Bulevardul Moscovei, trebuie creat un consiliu de coordonare care să aibă funcția de a lua decizii operativ într-o situație sau alta. Principalii factori care cresc incidența cancerului. Fumatul și consumul de carne reprezintă cei mai importanți factori asociați cu dezvoltarea celor mai multe tipuri de cancer la nivel global, potrivit unui studiu publicat în jurnalul de specialitate Nutrients. Experții de la Centrul de Cercetare pentru Sănătate și Nutriție din San Francisco au analizat incidența 21 tipuri de cancer pe teritoriul a 157 de țări în anul 2008. Printre factorii luați în considerare pentru dezvoltarea tumorilor s-au numărat consumul de alcool, consumul de produse și grăsimi animale, speranța de viață, latitudinea, indice ale expunerii la razele ultraviolete B și al producției de vitamina D, rata incidenței cancerului pulmonar, indice al fumatului sau produsul intern brut. Mai mult de jumătate din rata incidenței de cancer din cele 87 de țări despre care existau informații complexe a fost produsă de două obiceiuri, de fumat și de consumul de carne. Influența celor doi factori a variat însă în funcție de sex. De exemplu, fumatul a avut un impact dublu asupra bărbaților față de cel al consumului de carne. În cazul femeilor, situația a stat invers. În ceea ce privește consumul de carne, experții susțin că acesta contribuie la creșterea în greutate, dar și la mărimea tumorilor. Ambele consecințe sporesc pericolul dezvoltării cancerului. Cele mai întâlnite forme de tumori asociate cu consumul de carne au fost cele renale, mamare, ale colului uterin, cancerul ovarian, testicular, de prostată, tirodian. Noi reguli de organizare a asistenței medicale primare. Guvernul a aprobat astăzi regulile de organizare a asistenței medicale primare în Republica Moldova pentru a asigura buna funcționare a cabinetelor de medicină de familie, odată cu instituirea liberei practici a medicului de familie. Proiectul are drept scop îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale primare de calitate prin atragerea medicilor de familie să activeze în localități rurale și menținerea acestora în sistem, oferind libera alegere de exercitare a profesiei în cadrul cabinetului individual al medicului de familie sau a centrului medicilor de familie. Noi astăzi avem lipsă de aproximativ 200 de medici la sate. Nu ne putem împăca cu situația că în secolul 21 zeci de mii de oameni stau fără medic de familie. Astăzi aprobăm aceste reguli, ceea ce înseamnă că ministerul de profil poate porni concursurile pentru atribuirea practicilor medicilor de familie, a spus prim-ministrul. Documentul stabilește noile forme de activitate a cabinetelor de medicină de familie, criteriile și modul de stabilire, atribuire, retragere, suspendare sau transmiterea practicilor medicului de familie, cum și alte prevederi care condiționează buna funcționare a cabinetelor de medicină de familie. Avem mulți medici tineri care vor să meargă să lucreze și să efectueze această practică individuală. Nimeni nu poate să ne convingă că medicii sau oamenii pot refuza o asistență medicală mai calitativă și medicul, un venit suplimentar, a mai adăugat premierul Pavel Filip. Noile reguli privind organizarea asistenței medicale primare vor fi puse în aplicare în câteva etape. Pentru practicile din zona rurală fără medici de familie, la data intrării în vigoare a hotărârii guvernului pentru practicile din municipiul Chișinău, cu excepția satelor și comunilor din componența municipiului, începând cu 1 iulie 2019 și pentru alte practici ale medicului de familie, începând cu 1 ianuarie 2019.
Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți și în continuare cu TV Drochia. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.